Ce este mai bună, timiditatea sau invidia? Despre asta discutăm astăzi și cum putem să facem să dispară. Te salut cu drag, astăzi facem un vlog de la înălțime. Suntem într-o locație superbă din România. Foarte greu de găsit în România locații frumoase, mai ales din cauza personalului, dar astăzi, după o săptămână de stat aici, pot spune că a fost o alegere bună să vin în Dunăre, unde toată lumea fuge pentru că sunt foarte mulți țânțari, însă aici nu am fost vizitat sau poate că am fost vizitat doar de câțiva ca și reprezentanți ai țânțarilor. Deci a fost o experiență minunată la Lebăda. Am auzit de mult de această locație, nu am vizitat-o din diverse considerente, însă mă bucur că am făcut-o deoarece a fost o experiență mea pomenită la mine acasă, bineînțeles ajutând și turismul românesc să crească, turism ce a fost de foarte multe ori criticat, dar să știți că și eu l-am criticat pentru personalul pe care îl avem, nici de cum pentru locațiile frumoase cu care am fost binecuvântați să trăim în această țară. Dar nu despre asta discutăm astăzi, ci despre invidie și timiditate, două lucruri foarte interesante, aș putea spune două boli de care ar trebui să scoatem avantaj, nu să trăim și să fim înjosiți de ele. Așadar, cum vindecăm aceste boli și cum facem bani din ele? Și să încep cu invidia, deoarece aseară, la cină, am văzut o masă frumoasă, mare, chiar în fața noastră, și erau mai multe persoane, pe care și proprietarul acestei locații, proprietar care se ocupă cu domeniul imobiliar, construiește blocuri în București. Iar în momentul în care l-am văzut și am văzut pe acei oameni la masă cu el, cumva m-am gândit că acei oameni care sunt la masă cu el se bucură pentru succesul lui, deoarece au ocazia să stea la o masă bună, să vină într-o locație bună, să aibă parte de avantajele de a fi prieten cu proprietarul locației, oamenii se comportă frumos cu ei, angajează și așa mai departe. Însă întrebarea este, înainte ca să fie la acea masă, unde au fost? Au fost oare de partea celor care au fost invidioși? Această persoană care, bineînțeles, a avut succes dacă a putut să investească alte milioane chiar aici în România? Sau au fost pe partea cealaltă în care pur și simplu au fost invidioși și pur și simplu i-au dorit rău? De aceea întrebarea este, cum te raportezi față de cei apropiați? Știu că poate este lălăială la prima vedere, însă aș vrea să mergi puțin mai în adâncul tău, să te gândești la prietenii tăi, la oamenii apropiați, la rudele tale, la familie și dacă ai frați chiar la ei și spuneți ce sentiment ai când vezi că ei reușesc. Ce sentiment ai când vezi că prietenii tăi reușesc. Ce sentiment ai când un prieten apropiat, eu, cunoștință, reușește ca în visul lui să facă bani, iar tu poate că nu reușești. Da, poate că ai o perioadă mai grea sau poate că nici măcar nu ai un business ce ești angajat. Dar dacă ai un business, iar el reușește să facă, tu ce simți în tine? Simți bucurie? Simți invidie? Simți gelozie? Pentru că de aici trebuie să pornim. Bineînțeles că eu sunt doar o imagine pe un ecran, nu pot să văd ce este în tine, de aceea este important că să te uiți tu însăți sau însuți, chiar acolo, să vezi, băi, ce sentimente degajezi afară, ce sentimente eman. Mai bine zis, da? Sentimentele sunt pozitive sau negative? Spun lucrul acesta pentru că majoritatea, chiar și eu, când o persoană din apropierea mea reușește, trebuie să mă gestionez ca să mă bucur. Pentru că s-ar putea că eu în perioada aia să nu duc bine. Și cumva am un sentiment de rancune, de invidie, da? Dar acea invidie trebuie transformată și trebuie ca să o transformăm în așa fel încât să ne bucurăm. Știu că nu este ușor, știu că nu este natural, natural este să nu ne bucurăm, dar de aici începe educația cu tine însuți. Și sunt foarte multe lucruri pentru care oamenii reușesc sau nu reușesc în viață. Eu cred că acesta este lucrul de căpătâi, dar acest lucru se referă foarte mult la starea pe care ne oferim noi înșine. Adică în momentul în care emanăm lucruri pozitive, în momentul în care ne bucurăm pentru succesul altuia, în momentul acela pur și simplu emanăm bucurie. Iar bucuria aceasta va atrage altă bucurie, iar bucuria altă bucurie și la un moment dat o să reușim și noi, pentru că dacă ne focalizăm și pe lucrurile bune, nu avem nicio șansă să nu reușim. De aceea, foarte interesant cum funcționează omul, pentru că dacă ți-ar oferi cineva posibilitatea să fii prieten cu el, iar el să fie un om de succes, abia aștepți să fii prieten cu el, da? Dacă vin în locația asta și proprietarul spune, hai la masă cu mine, să povestim, abia
abia aștepți, dar dacă ai un prieten care reușește și urcă frumos în business-ul lui, cumva simți o stare de invidie. Foarte ciudat modul în care noi oamenii gestionăm aceste emoții, pentru că normal trebuie să ne bucurăm pentru prietenii noștri, de aceea vom fi la masa câștigătorilor, chiar dacă în momentul acela nu suntem neapărat și noi câștigători. În cazul în care vântul deranjează, de aceea mi-am pus căștile, pentru că sunt mai multe microfoane și atât se audă mai bine. Trebuia să fac vlog în această locație, este o locație superbă. Uitați Dunărea, ce frumos curge. Și mi-aduc aminte de un proverb chinezesc care se referă la răbdare și spune că în momentul în care ai răbdare și privești la râu, la un moment dat, fără să faci niciun rău, vei vedea cadavrele dușmanilor tăi plutind pe râu în jos. Adică, nu trebuie să iei neapărat acțiuni împotriva celor care îți vor rău sau celor care ți-au făcut rău, ci trebuie să ai răbdare, pentru că ei, dacă se ocupă cu lucruri de genul acesta, la un moment dat, o să-i vezi cum au eșuat. Foarte frumos și vreau dacă mă uit la râu, mă gândesc la acest lucru și la toți cei care m-au vorbit de rău, toți cei care m-au invidiat într-un mod sau altul, mai puțin cuvincios, și mă gândesc că, la un moment dat, făcând aceste lucruri și cu mine și cu alții, creând un obicei, vor eșua și viața o să le ofere exact lucrul pe care se focalizează. De aceea, noi trebuie să mergem pe calea noastră, voi cei care urmăriți acest canal. Acest canal nu are foarte mulți urmăritori, după cum ați văzut, pentru că nu este un canal de distracție, nu este un canal cu entertainment, este un canal de educație și bineînțeles că la ora actuală doar 1% din oameni reușesc cu adevărat, iar voi sunteți din aceea care vă încadrați în această categorie. Nu știu dacă veți reuși, dar cel puțin mergeți în direcția aceasta, ceea ce este deja un lucru foarte bun. A doua temă pe ziua de astăzi se referă la timiditate și vorbesc din propria experiență, pot să dau lecții despre timiditate, adică lecții despre cum să fii timid, pentru că am fost o lungă perioadă din viața mea timid. Mă amintesc și acum când ieșeam afară din bancă sau când ieșeam în fața clasei, era una dintre cele mai grele emoții, sentimente, perioade din zi, deoarece pur și simplu toți ochii care se simteau la mine parcă mă topeau. Adică nu mai exista ideea că mă roșesc, mă înverzeam, mă negream, mă coloram în culorile curcubeului și abia așteptam să-mi dea naiba un 4 să mă treacă la loc. De aceea știu ce înseamnă să fii timid, ce înseamnă în cazul în care ești băiat să îți fie greu să abordezi o fată și în cazul în care ești o fată, știu ce înseamnă să fii în grupul tău de fete și să ai parte de această timiditate. De aceea este important ca să vedem ce facem cu ea și cum luăm avantaj. Ei bine, din păcate am căutat multe modalități prin care să iau avantaj din timiditate. Singura este faptul că îți oferă o oază de bun simț. Pur și simplu, în momentul în care ești timid, înainte ca să faci o acțiune, o gândești de mai multe ori. Iar pe cealaltă parte, consider că este o boală de care trebuie să scăpăm cu toții foarte repede, deoarece timiditatea dusă la extrem nu face decât să ne ia din socializarea cu alte persoane. Lucru important în ziua de astăzi, deoarece nu poți reuși de unul singur. Avem nevoie de alte persoane, avem nevoie de alți oameni, de aceea trebuie să rezolvăm timiditatea. Iar cel mai simplu, cel mai rapid, cel mai eficient mod de a scăpa de timiditate este să vii în tabăra celor 31. Aici este momentul de spot publicitar în care promovezi tabăra și promovezi tabăra deoarece este vorba de a porni o activitate care se referă în a relaționa cu alte persoane. Bineînțeles, nu este vorba doar de tabăra celor 31 pe care o promovezi și, de care mă ocup în această perioadă, ci este vorba de orice activitate care se referă la o interacțiune constantă cu multe persoane. Ca să scapi rapid de timiditate, trebuie să vorbești rapid cu 2000 de persoane. Eu asta am făcut. În 6 luni de zile am abordat 2000 de persoane la 19 ani, proaspăt întors din Portugalia, unde mi-a făcut un training mai sever în timiditate, pentru că am plecat în Portugalia la 18 ani să vând tablouri, crezând că este o activitate ușoară, dar când am văzut că trebuie să bat din ușă în ușă, când am văzut că voi fi refuzat de 99% din oameni pentru ceea ce ofer, am luat-o ca ceva personal, am considerat că pe mine mă refuză, nu plusul care îl ofer, o mare greșeală, iar întors înapoi în România am început în asigurări de viață, iar acolo a trebuit, ca să fac bani, a trebuit să vorbesc cu multe persoane, să găsesc pe cei care sunt interesați de acest produs. Și aici este un lucru important,
pentru că la ora actuală multe persoane consideră că trebuie să convingă pentru a vinde un produs. Eu vreau să vă ofer un lucru care nu ține de nicio tehnică de vânzări, ci ține de o tehnică a numerelor. Această tehnică se referă la a-i găsi pe cei care te caută. În nume acestea sunt persoane care te caută să-ți cumpere produsul. Tot ce trebuie să faci este ca să îi găsești, iar pentru ca să îi găsești trebuie să vorbești cu foarte mulți. În loc să vorbești cu puțini și să încerci să-i convingi să fii tot mai bun în vânzări, să stai pe capul lor, să insiști, să insiști, o tehnică chiar mai bună este să-i găsești pe cei care te caută și să nu pierzi timpul cu cei pe care trebuie să-i convingi, cărora le place să încerci să-i convingi, care se lasă greu și care mai departe nu fac decât să-ți consume timpul, la fel ca și fetele care sunt interesate de a fi abordate, nici de cum de a fi combinate. Așadar, nu mai pierde timpul cu persoanele care vor să fie abordate și mai departe vor să fie convinse, ci caută pe cei care te caută, vorbește cu foarte mulți și îți garantez că vei scăpa de timiditate. 2000 de persoane care să-ți audă produsul și care să spună da sau nu, majoritatea vor spune nu, dar lucrul acesta te va scăpa de timiditate, te va face mai puternic, te va face să poți să ai, dacă ești băiat, o fată mai frumoasă, mai inteligentă, pentru că fetele inteligente și frumoase nu stau cu pămpălăi, nu stau cu oamenii timizi, ci stau cu cei care au puterea să ducă mai departe partea financiară a cuibului, ca ele să se grijească de el. Așadar, succes și ne vedem la următorul vlog!